Un șofer din Suceava s-a ales cu permisul suspendat, o amendă ustrurătoare și o plimbare în mașina poliției după ce a refuzat să iasă dintr-o coadă în care se afla. Totul după ce traficul de pe bulevardul principal din oraș a fost blocat din cauza mașinilor care așteptau la o coadă kilometrică să intre la un fast food, așa că polițiștii au venit să fluidizeze traficul, dar tânărul a refuzat să iasă din rând, motivând că trebuie să-și ridice comanda. Oamenii legii n-au stat la discuții și l-au încătușat. Acum trebuie să aștepte 30 de zile până să urce din nou la volan și să plătească și amenda în valoare de 6.000 de lei.